Hei, salutare și din nou v-am regăsit. Am zis că am făcut o mică pauză și n-am mai știut ce să mai filmez și astăzi vom face un nou episod de Jelly Jump. Cred că știți cu toții acest joc, Jelly Jump. Și cred că m-am mai jucat înainte să-l instalez sau să fac un episod cu el, adică chiar acum. Și nu uitați, înainte să apăs acest joc, adică să mă joc acest joc. Nu uitați, vă rog frumos, să lăsați un like, un subscribe și să ne scrieți în comentarii dacă v-a plăcut sau nu acest joc de Jelly Jump. Vă rog frumos. Nu uitați să dați un like, apăsați pe clopoțelul de notificări ca în fiecare dată și ca în fiecare zi. Și nu uitați să dați un like, un subscribe și să scrieți în comentarii. Hai să începem! No. O să-mi scrieți, parcă văd în comentarii, Lucian, ești varză la jocul ăsta Jelly Jump. Parcă așa văd. No, firar, nu cred. Of, firar. Hai să vedem. Nu cred. O, frate, merge bine. Nu cred. No, reclame. Vă rog frumos să ignorați reclamele. Deci reclamele care vin după jocuri să le ignorați, vă rog. Au, firar, nu cred. Haideți să mai încercăm o dată. Nu cred. S-a dus, băi, frate. Au. Ok. Ah, m-a prins acolo în mijloc. Firar să fie. Am ieși. Să avem cât mai mulți abonați. Nu uitați de comentarii la final, vă rog frumos. Of, firar. Mai încercăm ultima dată, nu se poate. Hai. Nu cred, trebuie să încercați și voi acest joc acasă, dacă vi se pare cel mai simplu joc. Adică nu e chiar cel mai simplu, dar vi le recomand pentru cei care nu-l se joacă. Au. Da, de ce vă o să evitați reclamele. Și cam atât a fost și cu acest episod pe această seară. Nu uitați să dați un like. V-am mai spus, nu uitați să dați un like, subscribe, apăsați pe clopoțelul de notificări, pentru că în fiecare zi o să primiți câte o notificare. Și nu uitați să lăsați un comentariu. Am fost cu White. Ciao!